În această seară la Capricii a intervenit telefonic și mama Mariei, doamna Maricica, pentru a-i da niște sfaturi și a fi alături. Evident că doamna Gabriela i-a adresat niște întrebări referitoare la situația dintre Ștefan și Maria în momentul de față. Ați văzut că a fost acele discuții despre geloziile Mariei, despre reacțiile ei și doamna Maricica părea mai mult deranjată de reacția fetelor din casă atunci când Maria a explicat în gală motivul pentru care ea este mai agitată și mai nervoasă în ultima perioadă, pentru că a pus asta pe seama perioadei ei lunare, și a faptului că se află la menstruație și nu a recunoscut că ar fi geloasă sau că ar fi deranjată de prezența Iulianei în compania lui Ștefan. Însă chiar și Ștefan a sesizat acest lucru, de fapt de acolo a pornit discuția pentru că a simțit că de fapt Motivul real al supărării ei este prezența Iulianei și faptul că Ștefana a stat cumva de vorbă cu aceasta, în timp ce Maria avea altă treabă pe la bucătărie sau știu eu pe unde a fost dusă. Mama Mariei spunea că ei trebuie să fie doar ei doi împreună și cu doamna Iuliana, fără prieteni, fără prietenie și să-și vadă fiecare de drumul lui, iar când doamna Gabriela îi s-a adresat spunându-i soacra, mama soacră, aceasta s-a sesizat spunând că nu este soacră încă, dar că așteaptă să vadă cum vor evolua lucrurile și speră foarte mult și tot ce își dorește este ca Ștefan să o facă fericită pe Maria.